Salutare lume, bine ați venit, eu sunt Cosmen și da, astăzi vom face Q&A-ul nostru de astăzi. La mulți ani YouTube, la mulți ani canalele ce ești tu și la mulți ani mie, la mulți ani voi mafioților, pentru că voi împreună am rezistat. Astăzi m-am gândit pentru că este aniversarea celor 3 ani de zile, 3 ani de zile de când este canalul nostru în funcțiune. Vă reamintesc că canalul a început fix de ziua mea, am vrut să fie cadoul meu, adică mi-am făcut pur și simplu un cadou de unul singur. Și am zis, băi, e foarte frumos să-ți faci un cadou de unul singur, uite, și răsări soarele. Soarele este cu noi. E bine. Așa. Ce frumoși suntem noi astăzi. M-am gândit să facem o ediție de Q&A, adică n-am mai făcut Q&A de când mă știe Dumnezeu. Așa. Totodată mai mă și uit așa, câteodată că fiind și ziua mea, trebuie să primesc urările. Da, n-avem deocamdată niciun pachet. N-am primit niciun pachet încă de la voi. O să primim și pachete de genul. Cred că pe viitor o să începem ușor să primim pachete de la unul, de la altul, câte ceva, un mic simbol. Până acum am primit doar desene date de voi pe net. Așa că, haideți să începe ediția noastră de Q&A, oameni buni. Dar, acum, haideți să începem. Ei bine, în ediția noastră de Q&A vom începe cu prima întrebare, care avem așa. De ce? Da. Păi, de ce nu? Sau poate de ce da? Următoarea de la... De aici avem așa. Counter-Strike sau Call of Duty? Păi, nu știu ce ar putea alege dintre Counter-Strike sau Call of Duty. Call of Duty e ceva istoric, Counter-Strike nu prea are o legătură cu istoria, dar e tot un shooter. Aș alege mai mult spre Call of Duty. Mă rog, nu astea edițiile astea mai noi de Call of Duty, dar tot în CS m-aș duce. Deci undeva la mijloc, deci pe ambele. Următoarea. Ce ai vrea să vezi nou în Minecraft? O vacă zburătoare, dacă se poate, mă, eu de când... Sau un porc zburător, că ne tot mint profesorii că ne pun note mari la înteze numai când zboară porc. Vreau să văd, măcar porcul în Minecraft să zboare. Ce părere ai despre persoanele în viață? Păi, acum depinde de persoane. În primul rând depinde foarte mult de persoane. Dacă sunt persoane incomode, am o părere proastă față de ele. Dacă sunt persoane cum se cade și respectoase, n-am nicio treabă, respect asupra lor. N-am nicio treabă cu chestii de genul, numai că nu suport țigani. Atâta tot. Dacă văd un țigan, cred că îl plecmez de 30 de ori pe zi. Când faci Q&A? Am specificat într-o duminică în fiecare joi. Deci o să avem și mâine Q&A. Nu mă poți obliga. Și dacă vreau să te oblig, care e problema ta? Îți plac ursuleții panda? Da, mă, păi de ce nu? Sunt animale până la urmă, sunt niște ființe chiar foarte adorabile, pufoase. De ce nu? Îmi plac și animale. Ce părere ai despre Game of the Year? E rol de anul trecut, 2015, fiind The Witcher 3. Bă, nu știu cum să spun. Mie cam toată seria de Witcher nu mi-a plăcut deloc. Se pare așa de sec. Se pare sec, sincer. Asta e doar părerea mea. Nu o luați foarte mult în aspirație chestia asta. Asta e doar părerea mea.
Pe 2015 nu prea aș putea să pun o analiză anume un joc care să-mi fi plăcut foarte mult la nebunie. No, nu prea am jocuri. Pe anul ăsta chiar nu prea am niciun joc așa foarte interesant. Aștept acum anul ăsta care vine, aștept jocul cel nou pentru telefon. Iron Maiden, ăla, știți voi, care l-am mai, am dat și eu un share pe acolo. Următoarea, cărți sau filme? Băi, filmele. Cărți nu prea citesc, doar pe net ce mă interesează. Adică, să știți de la mine, eu, spre exemplu, nu citesc romane sau alte căcaturi. Mie îmi convine mai bine să citesc niște chestii informative, IT, despre anumite jocuri, anumite lansări, de, nu știu, tehnologie, pentru că tot până la urmă așa trebuie să fie un, într-un oare anumit fel, un pas cu moda. Și e normal. Nu citesc de-astea de haine, pentru că eu pot să mă îmbrac cu o haină în aceeași în fiecare zi, că n-am nicio problemă. Eu nu-s cu moda. Metallica sau Nirvana? Mie îmi plac ambele. Kelo sau Umbladon? La fel, îmi plac ambii. Dar prefer Paraziții. Și ca să fac o descriere așa, Kelo într-un fel e genul ăla de om care îți spune direct vorbele alea în față, nu stă să o subtilizeze cum face Umbladon. Umbladon o subtilizează puțin ca să te ducă într-un fel la chestia aia. Kelo zice direct. Deci îmi plac ambii, au terțe și mesaje foarte bune. Deci respectele lor. Black metal sau folk metal? Bă, ambele. La fel. Ambele. Ce preferi? Iarna sau vara? De ce? Păi, prefer vara. Și de ce prefer de ce prefer vara? Pentru că nu este frig. Adică mie, în general, nu place frigul. Păi, să fie așa mai cald, să... Nu stau să-mi pun zeci de mii de haine pe mine când pot să-mi pun doar un short și un tricou sau un maio și gata. Mă pot să mă zbegui în sus cât vreau, un perechi de papuci și gata. Mai ești virgin? Asta este o întrebare stupidă. Să poți să faci niște topuri cu cele mai penibile momente de ale tale. Păi aș face un top 3, ceva de genul. Păi ceva de genul 3. Momentul ăla foarte de căcat când stai pe WC-ul, îți scoți tot satanul din tine și realizezi că nu mai ai hârtie igienică. A doua chestie, când ieși de fiecare dată afară cu câinele, din viteză, am impresia că mi-am legat și returile și mă trezesc când am și returile destul legate. Și încă una penibilă... Ce-am mai pățit eu o chestie și era penibil de tot? Da. Odată am vrut să duc gunoiul și nu știu cum s-a întâmplat că prima oară am simțit că punga nu era grea și când să cobor prin mascară, pac, s-a rupt punga că sunt tot gunoiul pe jos. Zic, ce pula mea să fac acum? Gunoiul așa cum era cu punga aia ruptă cu tot, m-am dus, am luat o pungă de aia, am pus gunoiul la loc și până m-am dus cu el de am aruncat. Îți mai știi bunul prieten de pe Skype? Cum pula mea să te uit pe tine, mă? Allahu Akbar. Bă, eu nu știu în limba extraterestră sau italiană sau ce căcat o fi asta. Nu știu, cred că nu-l cunosc pe ăsta. Îți vei tăia părul vreodată? Nu, sincer. Nu-mi place părul scurt. Adică, hai să zicem că pun pe aici, l-aș tăia, dar... Din moment ce mie e stagnat,
mi-a stagnat părul meu, nu, n-am cum să-l tai mai mult de atât. Care este jocul copilăriei tale? O, aici ai băgat punctul foarte al meu. Care este jocul copilăriei tale? Acum depinde din ce gen vrei. Că pot să zic din mai multe, că am din mai multe jocuri preferate, din anumite genuri. Am așa, am din ăsta, cum îi zice, la shootere, Quake și Doom, deci la shootere, nu, hai să luăm așa, shooter, da? La modul de shootere avem Quake-ul, deci îmi place toată seria la nebunie. La partea de shooter horror, Doom, strategie, aș prefera un Empire Dirt, RPG-uri Diablo, omule, Diablo, deci ăla mi-a distrus mie tătă, tătă copilăria când m-am chinuit eu la jocul ăla să-l termin. Și am și niște zile când mă joc pe calculatorul ăsta și mă mir cum de l-am găsit. Și da, cam atâta cu ediția noastră de Q&A. Eu sunt Ghostman și ne vedem data viitoare. Au ieșit 12 minute, exact cât credeam că o să iasă mai mult, dar nu știu de ce. Am bine că am făcut rapid. Ne vedem data viitoare, la mulți ani, încă o dată, oameni buni, și vă spun ceau, ulei!